Woo! everyone! Suntem la cel de-al patrulea Christmas Weekly Vlog! Woo! Fac această introducere la finalul update-ului pentru că am uitat că trebuie să încep acest nou weekly vlog pentru că am uitat că suntem pe 16 decembrie. Așa că uite deja ați văzut ce cărți am cumpărat, ați văzut ce am știut astăzi și ați văzut ce carte a picat la Book Event Calendar. Dar, trecând peste, vă las să vizionați în continuare. Vă pup! O, oh, bună! Astăzi suntem în ziua cu numărul 16 și scoatem în părul, dar am făcut baie pe cap, așa că trebuie să mă acceptați cu părul ud. Dar acum am venit aici să dau update-ul zilei și să vă arăt ce cărți citesc, ce cărți am cumpărat, pentru că mi-am cumpărat cărți. Acestea sunt cărțile cumpărate. Și să deschidem cartea cu numărul 16. Voi începe cu ce cărți am cumpărat și voi arăta în același timp cele cumpărate și începute, pentru că am început să citesc fix două dintre cărțile pe care le-am cumpărat astăzi. Dar începând cu prima carte, prima este Frații Corsicani. Frații Corsicani, presupun că se pronunță. Este o carte scrisă de Alexandru Duma, iar pentru că nu găsesc pe nicăieri Contre de Monte Cristo, m-am gândit să încerc ceva mai scurt, cel de la autor, să văd cum scrie. Este un roman de 100 de pagini, foarte micuț, cu scrisul acesta cam minuscul de la Corint, colecția asta cu biblioteca școlară, dar sunt foarte curioasă să văd cum o să mi se pare povestea asta, pentru că pare interesantă din ceea ce am citit aici pe spate. Sunt doi frați despărțiți la naștere, cred, și care se regăsesc după 20 de ani. Da, și văd că scrie frații corsicani a cunoscut numeroase adaptări pentru cinematografie și televiziune. Deci presupun că e și o carte, un roman uh, ecranizat, deci o să fie foarte șmecher după ce citesc cartea o să pot să văd și filmele. Apoi am luat de Ioan Slavici Popatanda, Budulea Taiki și Moara cu noroc. Eu am citit o parte din Popatanda la școală, pentru că am avut-o în manualul de a 8 -a, cred, sau a 7 -a. -a. fost acolo o parte gen selectată și sunt foarte curată să văd cum o să fie tot romanul sau povestirea. Și mai sunt aici și celelalte două de Budulea Taiki nu am auzit nimic. Iar de Moara cu noroc, cine n-a auzit? Deci sunt foarte curată să văd cum o să fie și această cărticică, mai ales că este scrisă de un autor român clasic. Să vedem, să vedem. Următoarea carte este una pe care am căutat-o atât de mult. Am vrut să cumpăr de pe elefant, dar n-am mai rezistat așa că am cumpărat-o acum. Este vorba de Carmila și alte nuvele de Joseph Serdian Lefanu. Lefanu, Lefuanu. Nu știu cum se pronunță autorul, îmi pare rău. Dar Carmila. Carmila este o carte, de fapt Carmila este primul roman cu vampiri. Și umblă vorba că Dracula a fost inspirat din Carmila, pentru că în Carmila avem un conac foarte sobru, în care trăiește un tată și fica sa, dar într o seară o femeie are accident cu tesura fix în fața conacului său. Ce aflăm noi ulterior că această femeie este fata unui prieten sau cunoștință de a tatălui fetei, adică proprietarul conacului, care spune că fata lui a murit într-un accident de trăsură. Și avem și o poveste între două femei. Abia aștept să citesc cartea asta. Iar acum trecând la cele două cărți pe care le-am început astăzi, am început poezii de Mihai Eminescu, am început-o uh, pe o terasă, am fost să bem un ceiuț și am început această cărticică de poezii. Vreau să-l citesc pe Eminescu doar pentru că am citit-o pe Veronica Micle, care mi-a plăcut. Și știu că Veronica Micle a fost muza lui Eminescu, așa că vreau să văd cum scrie și Eminescu. Poeziile clasice nu sunt chiar pe gustul meu, sau cel puțin încă nu am dat de niște poezii care să mă dea pe spate, vorbind de cele clasice, mai mult cele contemporane îmi plac, așa că, nu știu, o să vedem. Și da, semnul meu de carte este un bețișor de amestecat în ceai. Foarte ingenios. Iar ultima carte cumpărată este Matilda. Matilda în engleză și am început-o astăzi pe la 4 sau 3 jumătate și deja sunt la pagina 114 și pot să zic că îmi place. Am văzut filmele și nu mă așteptam să-mi placă așa de mult, având în vedere că am văzut filmul. Primul film, cred că este primul, apărut, l-am văzut de 3 sau 4 ori și am văzut și filmul nou apărut cu musical odată. Doar că îmi place foarte mult povestea și cred că mai mult îmi place la cartea asta faptul că este scris în engleză și îmi place cum sună scritura lui în engleză, chiar dacă nu este una foarte brilantă nu știu, e satisfăcător să citesc cartea în engleză, având în vedere că eu nu prea citesc cărți în engleză. Am început acum recent și uh, îmi place foarte mult chestia asta. Și clar o să mai cumpăr și alte cărți în engleză de ale acestui autor, pentru că nu cred că mi-ar fi plăcut la fel de mult Matilda dacă aș fi citit-o în română. Chiar cred asta, deci uh, sunt foarte mândru de mine că am găsit cartea asta în librărie și că am cumpărat-o. Iar acum trecând la carticica cu numărul 16 din Book Event Calendar. Nu știu ce s-ar putea afla aici, sincer să fiu, am uitat tot. Mai țin minte vago o carte de dezvoltare personală, în rest nu mai știu ce mi-am cumpărat, așa că haideți să vedem ce se află aici. Am uitat de asta. Este Tupeu de Jennifer Matthew. Oh my god, cât am așteptat să-mi cumpăr cartea asta, pentru că am văzut-o de mai multe ori pe internet recomandată. Doar că m-a făcut să o cumpăr Bookinista 08. Deci, cum a vorbit despre cartea asta, a fost superb și Asta m-a convins pe mine să o cumpăr. Este o carte 14 plus, dar uh, ideea și povestea îmi sună mie foarte bine, așa că abia aștept să o citesc. O și desfacem din țiplă. Coperta nu e una foarte inspirată, sincer să fiu, adică e drăguță, dar cam simpluță, dar uh, conținutul contează. Mie mi-a plăcut foarte mult cum a vorbit uh, Bucința 08 despre carte și mi-a plăcut și mie ce am citit pe spate despre ea, așa că abia aștept să văd cum o să mi se pară. Pot să vă zic doar că este o poveste feministă, ceea ce e un subiect care mie îmi place foarte mult. Asta dacă nu este doar eseu, dacă este un roman despre subiectul ăsta, da, te rog, dă-mi asta. O supracopertă foarte, foarte simplă, dar drăguțică. Dar da, Asta este cartea care a picat astăzi la Book Event Calendar. Acestea două sunt cărțile pe care le-am și început astăzi. Și-am mai cumpărat și aceste două cărți împreună cu cele pe care le-am început. Deci a fost o zi destul de bunicică în materie de lectură. Iar acum cred că o să mă duc să continui să citesc din Matilda, pentru că îmi place foarte mult, mă fascinează chestia asta, adică îmi pare rău, dar chiar îmi place Matilda. Cred că o să fie de uh, 3,5 sau 4 stăluțe. Nu știu, mie mi-a mi plăcut povestea în sine, filmele, dar cartea e mult mai bună decât filmele. Credeți-mă, e mult mai bună decât filmele. Și mă regăsesc foarte mult cu personajul ăsta principal pentru că a citit fix cărțile pe care le-am citit și eu. Adică a citit Ponelul Roșu, a citit Mândrii și a citit mai mult, a citit Charles Dickens, Ernest Hemingway, foarte multe cărți pe care ori le-am citit, ori le vreau, ori chiar le am și urmează să le citesc. Deci eu și Matilda suntem de best, efectiv. Până acum am găsit doar câteva cuvinte pe care să nu le înțeleg, ceea ce e foarte ok, adică eu oricum nu prea o am foarte bine cu engleză, adică nu, mă, nu sunt jujuc la engleză, dar cât să înțeleg o carte de genul. Sunt, sunt în stare să înțeleg o carte de genul și să o pot parcurge în engleză, având în vedere că eu nu vorbesc în engleză foarte bine. Vorbesc, dar nu, nu sunt așa de bine informată sau învățată sau știți la ce mă refer. Deci da, cam atât și ne vedem mâine. Pam. Mm! bună, suntem la ziua cu numărul 17. Îmi pare dacă sunt puțin roșie Dar am stat cu fața pe pernă și se vede, dar am venit să vă dau update-ul zilei și să despachetăm cărțica cu numărul 17. Dar voi începe cu update-ul. Prima dată ce am citit. Am terminat Matilda, surprinzător, am terminat foarte repede cartea asta în engleză, în mai puțin de 24 de ore am terminat-o. Este o carte foarte bună dacă vreți să vă existați engleza, chiar o recomand. Eu i-am dat 3 steluțe e o poveste care mi este mie foarte dragă, adică povestea în sine e foarte așa pentru mine, pentru sufletul meu și e puțin diferită față de film finalul, cel puțin este puțin diferit față de film, dar nu mai rău să vorbesc despre ea, pentru că oricum Surul ăsta a văzut măcar odată filmul, iar dacă nu l-ați văzut, măcar știți despre ce e vorba în carte, așa că nu mai are rost eu să mă lungesc, dar e o carte foarte, foarte simpatică pentru copii, care mi-a prins foarte bine, am citit-o foarte repejor și o poveste, după cum am zis, pentru mine și pentru sufletul meu. Și am aici două cărticele, mai exact librăria din Paris și cimitul din Veneția. Pe aceasta am început-o chiar acum, mai înainte am început-o, sunt doar la pagina 20 și, șapte. și vreau să continui să citesc uh, zilele astea, să și termin Cimitrul din Veneția, pentru că am început o luna trecută și nu am mai terminat am ajuns doar la pagina 185 cu ea și mai am 100 40 de pagini din ea, așa că sper să reușesc să o duc la bun sfârșit și pe aceasta. Deci, acestea două sunt cărți pe care le-am eu în plan pentru perioada care urmează. Iar acum, jucând la Cârticica cu numărul 17, sunt foarte curios să ce se află aici. Acum chiar pot zic că nu mai țin minte ce cărți am pus, chiar nu știu, nici după dimensiune nu pot să-mi dau seama ce se află aici. Așa că haideți să vedem ce se află sub acest ambalaj foarte drăguț de Crăciun, pe care mama am asta că foarte să-l ambaleze. Deci, să vedem. Văd doar atâta și nu-mi dau seama ce este aici. Oh my god, da! Trandaferul alb pădurea neagră. Am și uitat de cartea asta. Am și uitat, doamne! Da, da, cum să uit de ea? Oh my god! A fost Amazon Bestseller. Doamne, cât de dușeazmată sunt! Bun, haideți să despachetăm din țiplă, pentru că sunt foarte dușeazmată. Am și uitat, doamne, ce happy sunt! Așa arată coperta, e una foarte, foarte frumoasă. Doamne, am și uitat de cartea asta, da. Este o ficțiune istorică, inspirată din o poveste reală, dacă nu mă înșel. Dar este o poveste care... Cred că o să-mi placă foarte mult. E și o hartă aici. Doamne, cât de bucuroasă sunt! Am Chiar am uitat! Chiar am uitat de carte asta, doamne, deci, of, ce bucuroasă sunt, cred că am zis de 1000 de ori că sunt foarte bucuroasă, dar chiar sunt foarte, foarte bucuroasă. Este o poveste de dragoste din perioada războiului și mie de obicei îmi plac astea cu povești de dragoste din perioada războiului, mai ales că asta este foarte interesantă, pentru că avem un soldat care se rănește în pădurea în care e cabana familiei fetei, iar fata îl găsește pe soldat acolo și se îndrăgostesc și e foarte... Abia aștept să ajung la tine, abia aștept. Deci, aceasta este cartea care a picat în ziua 17 de Book Event Calendar. Aceasta este cartea pe care am terminat-o astăzi, iar aceasta este cartea pe care am început-o astăzi. Și putem menționa și cimitul de pe care vreau să o continui zilele astea. Cam atât cu acest update, astăzi n am făcut nimic interesant pentru că am stat acasă toată ziua. Și da, ne auzim mâine. Probabil o să aveți și secvențe foarte interesante pentru că mâine merg la școală și am școala altfel și mergem la ceva spectacol, organizat de doamna mea de română și la acest spectacol participă niște copii, adică este un spectacol cu un fel de piesă de teatru făcută de copii și o să fie foarte, foarte rugut. și probabil o să vă las și câteva imagini de acolo. Ne auzim mâine! Pa! ne a bătut dincolo de ora 10, iar dumneata nu vrei să adori. Ce înseamnă toate astea? Înseamnă că trebuie să-mi spui o poveste, una bună. Ei bine, oricine poate spune o poveste. Ce poveste credeți că ar trebui să-i spun? Rapunzel! Rapunzel! Asta îmi plăcea și mie la vremea mea. Începi odată! Acum, acum! A fost odată ca niciodată o prințesă cu părul foarte lung și foarte frumos. Mai lung decât al meu? O, draga mea, de o mie de ori mai lung. Ei bine, eu nu vreau să aibă părul mai lung decât al meu. Vreau să fie tuță scurt, periuță. Păi știți atent să... Ați revenit la o nouă zi și un nou update cu ce cărți am citit, sau mai bine spus ce am citit, și cu carticica cu numărul 18. Dar prima dată să vă arăt ce am reușit să citesc până la acest moment, pentru că este ora 7, deci probabil o să mai citesc ceva până mă culc. Dar uh, ieri am început librerea asta din Paris și vă zic sincer că astăzi am mai citit din ea până pe la vreo pagina 90 și am băgat-o audio pentru că mă așteptam să fie altcumva. Da, mi-am dat seama că acțiunea este plasată într-o librărie reală, e practic povestea librăriei, doar că eu mi-am imaginat altcumva acțiunea cărții. Mi-am imaginat că o să fie mai mult axată pe păreri despre cărți, discuții savuroase despre cărți, dar este mai mult povestea de viață a persoanei care a deschis librăria asta Shakespeare and Company și cum l-a ajutat ea pe James Joyce ca să-și publice romanul Ulise care a fost interzis. Cam pe asta se bazează povestea și având în vedere că știu deja multe și îmi dau o seama ce se întâmplă, e mai ciudat să citesc cartea asta cu patos, adică nu pot să fiu un suspans la faptul că nu o să se publice, romanul nu o să biasă genulise, pentru că oricum în momentul de față, astăzi, acum, eu pot citi o lise, dacă vreau, mi pot cumpăra de oriunde și la fel și cu librăria, adică nu am nicio chestie de genul că, vai, ce se întâmplă cu librăria, vai, pentru că există librăria, deci îmi dau seama că nu s-a întâmplat nimic rău cu ea sau îmi dau seama că totul a decurs cum trebuia să, să decurgă și cum a fost uh, normal și cum s-a întâmplat de fapt și nu e nimica pentru mine. Acțiunea merge foarte, foarte lent. Nu prea îmi place modul în care autoarea a creonat personajele, pentru că avem mai mult scritori, autori, pictori în cartea asta și nu avem oameni de rând. Sau avem foarte puțin, dar nu sunt ei în plan principal, adică ei nu contribuie cu nimic, practic. Și, nu știu, mi ar fi plăcut dacă ar fi fost mai altcumva, dar nu pot judeca momentan autoarea. După ce voi uh, termina de deci, ascultat cartea, o să caut detalii despre ea și dacă chiar așa s-a întâmplat, gen cum ne spune autoarea aici, în mare parte, nu o să-i dau o notă deloc pe Goodreads. Dar dacă este reinterpretată povestea, o să-i dau două steluțe, pentru că nu prea... Nu prea merge pentru mine, sincer să fiu, și chiar îmi pare rău pentru că mi-ar fi plăcut să-mi placă cartea asta. Am auzit o părere la cineva care a spus că conține foarte multe discuții literare foarte savuroase, dar nu prea. Și am mai început acum seara Trește Autentic de Andreea Săvulescu. Sunt la pagina 20, momentan am știut deloc mult, foarte, foarte puțin am citit, dar este o carte de dezvoltare personală care momentan nu îmi spune nimic nou. Nu conține nicio informație nouă pentru mine, totul mi se pare ceva reciclat, repovestit, dar momentan sunt doar la început, așa că nu pot să-mi dau cu părerea, așa că o să mai citesc și o să vedem cum decurge pe viitor lectura. Luna asta, până acum, n-am știut cărți foarte wow, exceptând din cele că o mere, care chiar a fost o carte foarte, foarte bună, dar tot n-a primit 5 steluțe, așa că luna asta cam scârțim la lecturi, sau nu neapărat la cantitate, dar mai mult la calitate, scârțim la calitate. Dar când peste aceste lucruri de care eu mă plâng și să despachetăm carticica. Probabil e o carte de dezvoltare personală, nu știu, dar hai să vedem. Și ați văzut că v-am lăsat imagini de la un spectacol, de la o piesă de teatru făcută de niște copilași de la mine din școală, foarte drăguță, v-am lăsat niște secvențe, mi s-a părut că au jucat foarte bine și chiar s-a muncit mult. Asta am făcut astăzi la școală, am făcut mate, chimie și a mers acest spectacol. Nu-mi dau seama ce carte este după spate. Oare aia? Da! A, pe e că am cumpărat și cartea asta. Am uitat. Sincer, am uitat că am cumpărat cartea asta. Cum? Nu mă întrebați. Zic că am avut-o la favorite pe elefant și am uitat că am cumpărat-o și că am introdus-o aici. Și da, cam așa arată. Îmi place foarte mult coperta. E foarte, foarte frumoasă coperta. Foarte, foarte frumoasă. Un scris mare pe pagină are doar 300 50 de pagini. Arată foarte bine. Îmi place coperta. Pe bune, coperta chiar îmi place foarte, foarte, foarte mult. Este o carte, cred că fantasy sau ceva distopie. Cel mai probabil distopie. Am văzut-o în afară. Am văzut cartea asta la ei. Nu neapărat că au spus ceva despre ea sau au promovat-o sau au o sau au făcut recenzie. Dar pur și simplu am văzut coperta asta, pentru că sunt aceleași coperți. Coperte, cum vreți voi să spuneți. Mi-a atras atenția fata asta în fâșii, deci eu am zis că de ce nu? Adică a fost 11 lei. Și vă spune prețul asta, că dar o să o cumpere probabil, nu? Deci aceasta este cartea care a picat la ziua 18 din Book Event Calendar. Aceasta este cartea pe care am continuat să o citesc astăzi. Și aceasta este cartea de dezvoltare personală pe care am început-o. Deci da, cam atât! Bye! Woo! Mm. Cu numărul 19 am venit cu update-ul pentru voi, mai repede decât de obicei, pentru că este ora 4 și ceva. Doar că astăzi am făcut Secret Santa la școală și am primit patru cărticele și un cadou foarte frumos. Unul, un, un, cred că cel mai frumos cadou pe care am primit în viața mea. Abia aștept să vă arăt. Dar prima dată vreau să vă arăt ce cărți am citit astăzi sau ce am apucat să citesc astăzi. Ideea este că dimineața am început cartea asta, un evreu drept exemplu, și am și terminat-o, foarte interesantă, subiectul foarte interesant, o poveste reală despre influența lui Hitler din perioada războiului, deci o foarte, foarte informativă și interesantă cartea. Și vreau să continui să ascult din libra asta din Paris cât timp fac treburi prin casă, așa că o să continui să ascult această carte. V-am zis că nu prea mă dă pe spate pe mine cărticica asta, iar acum să vă arăt ce cărți am primit de Secret Santa. Sunt patru cărticele și după aia la final deschidem cărticica cu numărul 19. Prima dată avem Ciuma de Albert Camus, o carte pe care am amânat-o așa de mult să o cumpăr și sunt foarte bucuroasă că mi-a mi, -a, mi -a luat la pe asta, pentru că i-am citit străinul de la același autor și chiar am vrut să citesc ciuma de foarte mult timp și mereu o amânam, dar în sfârșit o am în mâinile mele și pot să o citesc. Sunt foarte, foarte bucuroasă. Mai departe avem Dispariția lui Daniel Tate, o carte foarte interesantă despre un băiat care dispare și după... 6 ani, cred, reapare, doar că nu este băiatul, este altcineva. Aici vin mai multe întrebări pentru că poliția avocații, statul, toată lumea s-a băgat în chestia asta și au zis, măi, nu e băiatul vostru, pentru că așa, 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 așa. Dar familia zice, ba da, pentru că așa, 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 așa. Iar băiatul știe că nu este. Și acum vine întrebarea, ce ascund părinții băiatului? Da, foarte, foarte interesantă și... Abia aștept, abia aștept. Mai departe avem Legea Copiilor de Ian McKeown, un autor pe care vreau să-l citesc de foarte mult timp. Și în sfârșit am cartea asta în mâinile mele. În cartea avem o femeie care lucrează, este judecătoare pentru cazurile de familie. Iar ea are probleme în familie, nu poate face copii, are o relație de 30 de ani și e supărată, e demoralizată pe faptul că nu poate avea copii. Și apare un caz în viața ei despre un băiat care refuză să-și iei tratamentul pentru a se face bine. Și mă gândesc că o să se lege o relație de mamă, băiat, mamă, fiu între ei, nu știu, dar o să vă sunt foarte curioasă să văd cum scrie în primul rând autorul, pentru că m-am zis că am de foarte mult timp să îi uh, citesc cărțile. Iar prima carte este Suflete pereche de John Mars. O carte thriller pe care vreau de așa de mult timp să o încerc și m-a convins să... părerea unei fete pe care o urmăresc pe YouTube, doar că am uitat cum o cheamă momentul de față, oricum o să las poză pe ecran cu contul ei. Ea m-a făcut să vreau cartea asta din tot sufletul meu și să um, o cer la secretanta și e un thriller foarte interesant, dar nu o să vorbesc foarte mult acum despre el, dacă să-ți interesați, căutați sau vă las sinopsul și citiți. Sunt foarte curioasă să văd ce se află aici, pentru că n-am absolut nicio idee. E foarte micuță cartea. Nu mai știu ce carte micuță, așa gen, am cerut. Chiar nu mai știu. Of, să vedem, să vedem, chiar habar nu am. Bridget Jones însărcinată de Helen Fielding. Fielding, cred. Dar nu știu că este chiar așa de micuță carticica asta. Are doar 200 de pagini pe bune? Am crezut că este un pic mai măricică. Aparent este foarte subțirică, mititică și drăguțică. Am cumpărat-o pentru că din colecția sa Ciclit și am citit iubește viața de Sophie Kinsella din această colecție și mi-a plăcut mult cărticica aia. Și mi se mai încerc că cărticele din colecția asta. Acum o să văd cum o să mi se pară. Deci da, aceasta este cartea care a picat astăzi la a 19-a zi din Book Event Calendar. Acestea sunt cărțile primite și din acestea plănuiesc să continui să citesc. Plus, pe seară să mai citesc măcar câteva paginile din această carte de dezvoltare personală, la care momentan am mai mișcat ceva, adică devine mai interesantă, dar nu chiar foarte interesant, adică nu mă dă pe spate, dar este drăguțică. Deci da, atât cu update de astăzi și ne auzim mâine. Pa! Mm -hmm. Telo, lume. Ziua. Ziua. Salut, uităm la cărți! 20 decembrie, pam, și ultima zi din acest, al treilea, cred că al treilea, nu, nu, al patrulea, al patrulea Christmas Weekly Vlog. Astăzi la școală am făcut tort, un tort superb. Am fost și la patrul cultural din, de, la, de la noi din Sighet și am fost și la casa de bătrân, bătrâni să colindăm bătrânii și am rămas cu traume, pentru că, de fapt, nu era o casă de bătrâni, era o casă cu pentru oameni cu probleme psihice și am crezut că fac infar pentru că am luat unul de umeri și m-a strâns ca să-mi iei cadou din mână pentru că trebuia să mergem să lăsăm pe paturi, practic la ei cadourile. Nu mai merg acolo în viața mea, îmi pare rău, Înțeles, înțeleg, complet locul, Oamenii doar că prea romanzizant pentru mine. Dar de când peste, când am ieșit de la școală, mi-am uh, cumpărat cărți. M-am dus în librerie și mi-am cumpărat cărți. Patru cărți mi-am cumpărat. O să facem și abdicuție cu ce am citit astăzi până acum și o să despachetăm și cartea cu numărul 20, care este una mai măricică. Prima dată, ce am citit? Uh, am început uh, Soare în miez de noapte. N-am apucat să vă arăt, dar am început cartea asta. A doua parte din uh, duologia cu... Olaf Johansson, lui sau Johansson, în fine sunt la pagina 140, aș vrea să o termin astăzi, pentru că nu mai am foarte mult, deci foarte interesantă. Mi-a plăcut mai mult primul volum, oricum vreau să văd cum se termină povestea lui, așa că da, chiar e interesantă, îmi place momentan. Iar ce cărți mi-am cumpărat? Pregătiți-vă! Prima dată voi începe cu această carte, povesti de psihoterapie românească în cazuri inedite, ediția a doua. Cartea asta nu se mai găsește pe nicăieri. Știu asta pentru că am văzut-o prima dată în librărie, a fost 70 de lei și am văzut-o pentru prima dată acolo și am zis, măi, nu dau atâția bani pe ea, o să o caut și o să-mi o cumpăr ori de pe elefant, ori de pe ceva anticariat. N-am găsit-o pe nicăieri și pe unde am găsit au fost niște prețuri gigante, așa că am zis, -o să o cumpăr pe asta. Așa că am cumpărat-o și nu-mi pare absolut deloc rău. Este o carte de vreo 400 de pagini, dar abia aștept să ajung la ea pentru că pare ceva foarte interesant și am citit mai multe despre ea pe internet când am vrut să o caut, să o cumpăr, doar că n-am găsit-o, dar m-am informat despre ea și pare foarte interesantă și chiar pare ceva care să-mi plac, așa că abia știu să ajung la ea. Următoarea carte este Idilă pe un turn de Thomas Hardy o carte pe care m-a făcut domnul de la librărie să o cumpăr, pentru că eu merg de ceva timp la librărie, o frecventez destul de des. Și deja m-am împrietenit cu domnul de la librărie și îmi recomandă cărți foarte des. Și mi-a recomandat cartea asta de Thomas Hardy și chiar pare foarte interesantă o relație clasică de dragoste care mi uh, mie îmi plac foarte mult, așa că să ți desfac și din țipră, să văd cum arată. Este o carte clasică, scurticică, deci de scurticică, nu? Scrisul pe pagină este unul acceptabil, nu știu cât are. Are 300 și puțin de pagini, adică pare că o să meargă destul de repede. Supra coperta, da, este exact la fel, ador. Și da, ce să zic, abia aștept să ajung la ea. Apoi mi-au cumpărat două cărți ieftine. Am în două pentru că erau mai vechiuțe, dar una, în special pentru că uh, era vechi și salvez cărți, și de fiecare dată că merg în librerie, știți asta. Dar prima carte este Copilul Apelor de Emily Diamant. M-a intrigat uh, faptul că n-am văzut cartea asta niciodată pe nicăieri și faptul că a fost 24 de lei și nu știu un titlul Copilul Apelor pare ceva uh, fantasy sau cu realist magic, așa că o să vedem, nu știu mai nimic despre ea. Wow, deci Copilul Apelor este o poveste a cărei acțiune se petrece în secolul al 22-lea. Mamă! Mamă, deci... Foarte interesant, foarte, foarte interesant. Foarte interesant, da. Mamă, abia și să ajung la ea. Iar cartea salvată a fost Soția 22. Este o carte destul de mare, dar vedeți, se vede că este vechiuță, uh, cu supra coperta asta vai și amar de ea și cu această copertă. Are 100 de capitole și are vreo 500 de pagini, dar abia și ajung la ea. E un thriller dacă nu mă înșel. Dar de da, abia aștept să ajung la ea și mă bucur că am salvat-o. Chiar mă bucur că am salvat-o. Bun, iar acum cărticica cu numărul 20. Vedem ce se află aici. Chiar nu pot să-mi dau seama. E destul de mare și chiar nu mai știu ce se află pe aici. Sunt foarte curat să văd. Happy, happy, happy. Oh! Suflete goale, un thriller. Am uitat că am cumpărat cartea asta. Am uitat. Este ceva cu detectiv, dacă nu mă înșel. O să am acum la cărți, deci nu, cred că o să mai cumpăr cărți. Zic asta mereu, dar vedeți că mi-am cumpărat foarte multe cărți. Dar este oarecum bine, pentru că lista mea de cărți pe care le vreau a scăzut. Deci e bine. Așa arată coperta. Pe mine m-a atras foarte tare coperta. N-am știut ce iese, dar pare un fel de portal cu o mână pe jumătate cu flori. Nu știu, nu pot să-mi dau seama ce reprezintă coperta asta. Iar sub această supracopertă e foarte frumoasă cartea. Adică uitați-vă, foarte, foarte frumoasă, cu negru, cu mă, e foarte frumoasă și așa fără procopertă. Aici scrie, o crimă oribilă care depășește orice imaginație. O turnul agentă FBI, explorând un teren periculos, un erou care sfidează viacurile. Pare interesant, nu știu câte pagini are, are multe, are apă. Ah, are doar 350 de pagini. Nu are multe. Hmm, o să meargă foarte rapid thrillerul ăsta. Foarte interesant. Îmi place. Deci, aceasta este cartea care a picat astăzi la Book Event Calendar. Aceasta este cartea pe care o citesc și vreau să o termin astăzi, dacă nu o termin oricum mâine dimineață. Și nu mai iau și cărțile pe care le am cumpărat, dar le-ați văzut foarte happy și cu ele. Și cu aceasta și cu aceasta pentru că o termin și o să închei această duologie. Mă simt mândră pentru că eu nu prea închei serii de obicei, adică nu prea citesc serii de obicei, așa că happy happy sunt. Deci da, cam atât cu acest update. să este ultima zi și ultimul update din acest al patrulea Christmas Weekly Vlog. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să un like, un share și un subscribe. Iar dacă nu v-a plăcut, mă bucur că ați rămas până la final. Apreciez foarte mult chestia asta. Și da, noi ne auzim la următorul Christmas Weekly Vlog. Vă pup! Pam!